Tati Cool Dan Cruceru este astăzi alături de noi. Bine revenit, Dan! Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Păi facem cam aceleași lucruri pe care ar trebui să le facem pentru băieți, dar cu niște nuanțe, pentru că vrem să scoatem în evidență feminitatea până la urmă și vrem ca fetele noastre, care sunt extrem de gingașe, pupabile, într-o perioadă în care totul este foarte roz, să le ducem într-o zonă de femei puternice și independente. De la o fetiță la o lady! Da, exact. De la o fetiță la o lady. Despre asta vedem. Discutăm ce astăzi. Ce putem face noi părinții și bunicii? Am 10 puncte. Așa. Ultimul mi se pare cel mai important și vreau să discutăm pe larg despre el, dar o luăm ușor, ușor, așa. Perfect. Bune maniere. Așa. Și asta ține de orice copil până la urmă. Trebuie să ne învățăm ușor, ușor copiii să fie eleganți cu manierele, da? De la nu vorbi cu gura plină până la modul în care se servește masa, mai ales gândește-te mai târziu, o lady trebuie să știe cum să-și care o poșetă, trebuie să știe cum să stea la o poză cu picioarele strânse, cum să poarte un toc, cum să poarte o rochie și așa mai departe. Bunele maniere se învață de mici copii, câte precum picătura chinezească. Exact. Cumva bune maniere de fetiță. Acum mă gândesc la Bogdan, la tăticul nostru de fată pe care l-avem aici în platou. Dacă tu ai învățat-o vreodată pe Natalia cum să stea la poză? Nu, aici e treaba mamei. Nu, asta e zona mamei, dar o să ajungem imediat și la ce cred eu că este foarte important să facă un tată de fată. Și Dan, o să ai ocazia să mă contrazici dacă e cazul. Dar hai să le luăm. Hai să vedem, mergem hai mai departe. Vedem, da. Eleganță în aspect și îmbrăcăminte. Este al doilea punct pe care vreau să-l scot în evidență, pentru că foarte rar aceste lucruri sunt native. Ele de obicei se învață. Stilul vestimentar, cum combinăm culorile, da? La fel, gândește-te la modul în care se îmbracă o domnișoară și cum ajunge o femeie rafinată, da? Să știm foarte clar că mult pe mine nu înseamnă întotdeauna bine, toate culorile pe mine nu înseamnă neapărat bine și că, de exemplu, negrul este o non-culoare care este foarte elegantă și care te poate ajuta adesea. De multe ori, negrul scoate în evidență un trup bine, frumos dezvoltat și așa mai departe. Asta da? Te plus să mi se de întâmple, eleganță. Să mi se întâmple mie să am fetiță. Tu îți dai seama ce tu învăți o eleganță, știi? Îți dai seama ce șosetă ce să șosetă poate să aibă. Da? Evident, aici mamele sunt, au un rol mai important. Asta voiam să ele spun. Sunt mai preocupate de stil, de eleganță și odată ce ne educăm copiii, ne educăm și noi. Da? Pentru că poți pune mâna pe o carte de modă, de stil, de tendințe, de chestii de genul ăsta și învățați împreună. Și iată cum am ajuns la mama, care este cel mai bun exemplu în privința dezvoltării feminității fetei. Da? Ce învață? Țineți, știți foarte clar că fetițele imită mamele. Da? Că le iau pantofii și încep să se plimbe cu ei prin casă. Că bagă nasul într-un sac de machiaj și așa mai departe. Nu evitați aceste lucruri. Nu-i spuneți stop, ci hai să-ți explic. Hai să-ți explic când va fi în regulă să folosești aceste machiaje. Hai să te învăț cum să le folosești, că este foarte important. Vedem foarte multe adolescente și preadolescente extrem de puternic machiate, da? Nu spun că aici e rău sau bine. Aici este și vina Instagramului, ca să zic așa, pentru că na, da, dar rolul meu ca părinte este să mă educ copilul, corect. Da? Așa și atunci aici? Hai să-l învăț ce este corect și din punct de vedere al machiajului. Educația și cultura generală, să mă iertați, chiar cred că indiferent de sexul copilului, este drumul spre succes. Așa da? Este. Dacă am creierul dezvoltat, dacă am citit, dacă am învățat, voi avea o ușă deschisă întotdeauna. Asta e de la sine. O minte sănătoasă într-un corp sănătos, la fel. La fel. Da? Fetele care fac sport vor fi mai armonios dezvoltate. Recomand foarte mult, pe de-o parte, baletul pentru postură, în același timp voleiul, cu mare drag, vedeți că se dezvoltă foarte, foarte frumos fetele. Dansuri? Dansuri. Știu că Natalia făcea niște dansuri la un moment dat. Da, 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 și se simte mișcări, e important să facă un sport. De la mobilitate până la modul în care se dezvoltă corpul la nivel de statură. Da. Empatie și bunătate, consider că este foarte important ca o fetiță să învețe
că trebuie să ajute, că trebuie să fie generoasă și nu doar o fetiță, da? Dar pentru o lady, vedem în stilul british, dacă vreți, o lady se implică în tot felul de acte caritabile, organizate când este mai mare, dar în același timp plecăm de la nivelul mic de copil. Dacă vezi un puișor de vrăbiuță, îl îngrijești și cauți să-l ajuți. Fetițele mi se pare că au treaba asta din setările inițiale, da, pur și simplu, mai mult decât băieții. Empatia mi se pare că e mai prezentă la fete. Noi trebuie doar să o încurajăm. Ea există în fiecare copil, trebuie să avem grijă să nu se piardă pe drum și ba mai mult să se dezvolte. Puterea cuvântului. Mie îmi place ca, indiferent de sex, omul, când spune ceva, să fie parolist. Da? Odată și în același timp să învățăm că fiecare cuvânt spus are un efect. Deci, pe de o parte, dacă mi-am dat cuvântul, mă țin de promisiune, dar pe de altă parte trebuie să am mare grijă în ceea ce spun, pentru că ale mele cuvinte au repercusiuni. 8. Responsabilitate, asumare, independență. Sunt valori pe care trebuie să le dăm, mai ales fetelor, să nu depindă de nimeni. Pe astea le mai dobândește o femeie și școala vieții, ca să zic așa. Deci dacă le dobândiți acasă, cu siguranță dar o dobândești, dobândești aceste calități și prin rolul pe care tatăl îl are în familie. Este foarte important. Și aici, ceea ce vede copilul în casă, va căuta mai departe. Pe de o parte, vorbim de un tată care să-și susțină copilul în proiecte, să-i spună că nu există, nu se poate și că trebuie să creadă în visurile lui și să-l ajute, să-l ghideze, să-i sufle foarte, foarte puternic în aripi, mai ales că acum, 2024, fetele sunt egale cu băieții, nu mai există diferența asta și o fată, dacă visează să fie cosmonaut, s-ar putea să și reușească să facă acest lucru. Deci, pe de-o parte, tatăl își susține copilul, îi arată afecțiune și vede fetița că dragostea este necondiționată, că nu este niciodată limitată, da? Și că trebuie să primească dragoste. Și aș mai adauga ceva. Tatăl trebuie să facă aceleași lucruri cu mama. Exact. Adică și de aici ajunge la punctul 10. Ajunge la punctul 10. În viață. Exemplul masculin oferit de tată va fi urmat de fată toată viața ei. Adică modul în care el se poartă cu mama... Dacă tatăl este elegant cu mama, dacă tatăl este elegant cu mama, dacă este afectuos, dacă îi deschide ușa la mașină, dacă o ajută, exact, dacă îi oferă mici atenții sau mai mari, depinde de puterea fiecăruia financiară, dacă o ajută și este partenerul ei, chiar și în treburile casnice, atunci fetița va căuta mai târziu exact acest exemplu masculin. În fiecare iubit al fetei, o spun cu toată certitudinea, în fiecare iubit al fetei este o bucățică din tatăl acelei fete. Așa se zice, așa spun psihologii, așa spun studiile. Pe când, dacă tatăl va fi un abuzator, aici vor apărea probleme. Fetița va avea tare de-a lungul vieții ei și va accepta foarte ușor sau mult mai ușor să fie abuzat. Și n-aș vrea chestia asta pentru nimeni vreodată. Ce sfaturi bune ne-ai dat astăzi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Ne vedem marțea viitoare. Până atunci, dacă v-a plăcut ce v-am povestit aici, scoateți repede telefoanele și dați un follow pe Instagram Taticul. Taticul, Dan Crucelu, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu.